Bună dimineața sau bună ziua, cum să zic? La ora 11 se zice la noi la țăran bună ziua. Bună ziua, no, eu acum am venit așa agale către tine. Ce vreau să te întreb? Bună, aici cu prietenul nostru cu dolar. O să vrei să îl înham la căruță? Căruța asta acum. Yo. Și domnul Cristi îl pune în vizitiu, eu lângă dânsul, hă? Domnul Cristi. Vreau să stau aici în spate, pe sugăra asta din spate. Cum? Cum stai? Să-mi alungă picioarele la prânz. Auzi, vă las pe voi. N-ai un iliș dintre la mic. N-ai un iliș, n-ai o scândură de amică. A, și de aia. Unde-i? Unde-i? Acolo, în spate, e scândurica de... Du-te adă scândurica, te rog. Mă pun în căruță. Stai, că mă pun eu, mă. Nu, domnul Cristi. Domnul Cristi. Nu, cum faci? Nu știu, pune pe aici. Dar din capul picioarele. Așa e. Oi. Domnul ăsta jos, să pot apăsa pe frână. De 2 metri s-o și, când... Și domnul Cristi, o să cap. Domnul Cristi, încap și eu lângă tine, nu? Da, liniștit. Super. Bun. Trebuie să agățăm de coadă, când coadă. Da. Deci odată îl salutăm pe Sebi. Domnul Cristi, te-am salutat. Îl salutăm pe domnul Marinică, prietenul nostru, ce are grijă de cai, unul dintre cei mai tari îngrijitori. Se ocupă foarte frumos de cai. Văd că sunt îngrijiți cai, bine. La Constant. Așa. De-abia aștept să mergem la domnul Marinică. Domnul Marinică, să venim la tine la plajă. Să ne aruncăm în nisip. Eu vreau să mă arunc pe burtă în nisip, știți cum zic? Aici îl salutăm pe domnul Ion din Franța. Eu mă arunc pe spate. Tot așa nisip? Da, nisip. No. Bun atunci. Domn Marian, deci ne putem arunca, nu e o problemă, așa-i? Bun, super. Ala ăștia care-i mai înalt, de 2 metri, le dau vreo 2 tone. Ce să facă cu atâta? Ce să facă cu atâta? Ce să facă cu atâta nisip? Păi poate trebuie pentru balastru. Să-l amesti. Ai pecuit în grav, dumneavoastră. A, da, nu-i rău, mă, nu-i rău. E mai bun ăla de râu decât ăla de mare. A, vi-l aduci acasă, tu curau, mă. Nu, nu-i rău, că vin și eu, țin și eu de roabă un pic, așa de o mâner. Domnul Sebi, cum ți-au decurs zilele de când nu ne-am întâlnit noi de ultima dată, de când am fost la tine, cu domnul Ion de... Un țăran ce poate face, băi, Cristine? Hă? Un țăran ce poate face? Te cu munca, pe la țară. Un om de la țară, nu ce așa direct. Lasă că e bine așa țăran. Dar pe noi ce? Auzi. Ce să mă trag pe... Sebi. Mi-am făcut niște baloți, e până am apucat o ploa, dar o dat Dumnezeu și l-am putut îmbalota, l-am balotat și... A, ce să facă? Cu munca, pe un drum de pădure, pângă căsucă după aceea. Hă? Tot muncești așa? Oamenele cu caia, ce putem face? Pângă căsucă, ia. Dar îi rușinea muncii? Sebi. Nu e rușine a muncii, e rușine când pur. A fura, a da în cap, aia e o rușine. Da, vă dau și ca, vă pun și frâu, vă pun și... Bă, îmi pui la habă, ce faci? Aici îl bag, uite aici, minte n-a ce faci. Bă, vezi că a fost o glumă că îl pune la căruța asta. Bă, Marian, mă! Bă, Marian! Aia, dar a fost o glumă, mă! Se ia dolar cu asta? Dacă se ia dolar cu el, nu mai prins la bucurier. Prin care el prinse? N-am mai ars-o prinzi la hanul ăsta jucat. Merg tu cu el acolo și mă duc să-l pun pe Breton. Cu dolar și cu Breton se va merge. Cai în spate. Domn Marian, restul cailor în spate. Am înțeles. Domn Marian, tu vei rămâne acasă sau vei veni cu noi? O să merg și Romie să rămâne acasă. Vii și tu cu noi? Păi trebuie, cineva să aibă cu noi. Super. Ăla îl băgăm la negru. Asta îl băgăm la ăla. Că n-a venit tu la negru. Mai mult la mine, ce bani? Domnul Ion. Da. Cum ți se pare acum acasă? De cât timp stai acasă? De o săptămână? O săptămână și ceva. Două săptămâni o să fie vineri. Mâine, mâine. Din câte am înțeles, a fost un pic de lucru acasă. Ai avut treburi de făcut pe lângă casă, gen dat cu coasa. Păi, dacă nu am fost acasă de la Crăciun, îți dai seama că iarba a fost până ștreașă în acasă, a trebuit cosit. Ați dus iepele acolo, așa-i? Da, când am văzut COVID sâmbătă la Bixad. Așa. Și am dus iepele acasă până aseară. Și aseară m-am amuzat un pic cu ele.
Am avut la ce să mă trezesc, știi? Și le-am pus un pic la căruță pe acolo pe îmbicat. Le-am pus un pic, am făcut o roată cu ele. Cum ți se pare, adică cum, nu știu cum să întreb, experiența acasă cu cai, cu prietenii, cu... E doar o preluare din ceea ce am lăsat. Așa. Da, ai preluat cu drag, mă gândesc, cu... Da, cu Fodor, dacă nu mi-erau dragi și așa mai departe, nu mă implicam în așa ceva, că și toată lumea zice că ce ți-o trebuit. Păi lasă să facem ceva, vezi tu câte exemplare nu sunt, pentru că toți care am plecat, tot aici o să ne întoarcem înapoi. Înapoi, de la, așa, de la că, ce am pornit. Și indiferent un, că cu câți bani, cu cât de mulți, oricât ai avea un animal frumos, dacă cu ce ai crescut, degeaba, sângele bate în tine când îl vezi și te împinge înainte. Deci clipe minunate, oarecum pot să zic, acum acasă, așa? Da, foarte bine. Am avut noroc și cu Sebi. A venit 3 zile la mine cu tot cu oameni acolo și am făcut lucruri frumoase pe lângă casă. Am făcut și fân împreună și mai multe. Super. Aici îl aduce pe negru. Domnule, cum ți se pare negru? Uite ce s-a îndreptat înapoi în câteva zile. S-a pus la punct, așa, s-a îngreșat. Da, deja iară. A scăzut un pic acolo, e foarte mult sânțare unde îmblăie la Călinești. Sunt mult sânțare. Eu jumătate de oră am rezistat, o zis Sebi. Nu mi-a zis. I-am lăsat acolo. Serios? Da, m-am dus la mânică scurte, am crezut că e ca la noi, în pădure. La noi, la Bixar, nu e... No, mai e tip așa, cu muscă, un țânțar, știu ce. Dar aici a fost mii, deci e insuportabil. Sper să nu fie acum țânțari unde merem noi. Păi și dacă sunt, am luat spray din ăla pentru țânțari. Și dacă ne dăm cu cola, ne dăm cola și nu mai... Și nu mai vin? Nu vin. Și te poți da și un pui pe față sau cum? Te dai așa frumos pe... Și pe haine? Da, oriunde te poți da cu el, că e pentru așa ceva. Am înțeles. Domnul Ion, când o să te reîntorci în Franța? Luni. Am bilete la avion pe luni. O să vedem cum o să fie, că ăștia au anunțat de iară 550 de cazuri noi. Unde? La noi, în România. Așa. Austria a intrat, cred că, sub cod roșu, din câte am înțeles. Breton. Ia că vrul câinile să pună gura pe el. Calmează-te. Frumos cal. Domnul Cristi, vii cu noi, așa-i? Hă? Ei, nu vii cu căruța? Ți-i rușine să mergi pe căruță? Da, tot timpul ne-o fără. Stai, dă-te așa să mă pun și eu acolo lângă tine. Stai un pic, încă nu porni, stai un pic, stai. Nu, nu voi mijloc. Da, da, stai așa. Stai așa, stai așa. Că mă duc nu, în nu, spate. Las. A, nu bine. Mă duc în spate, stai acolo. Stai un pic, Sebică, stai un pic. Ne punem lăbuțele pe jos. Stai liniștit. Dar ce țâri asta, mă? Auzi, asta ți-i căruța aia puternică, așa-i? Da. La bun, Sebi. Sebi, ce ți-ai gândit să facem? Are frumos, am ăla. Băi, dar n-am adus să bat potcova la cala ăla, Dumnezeule, doamne. Băi, ați adus cu ieșit ciocanul până la urmă, nu? Cu e? E potcovit. Din cu... E janta cu scule. Cuiele, mă, cuiele mea. Lasă, Romi, lasă. Că pe ăsta nu l-am probă lăi pe Radu. Bă, dolar și pe mânz. Au. Nu trebuie să mă țină pe mine. No, Sebică. Mă țin. No. Nu e gem. Pune pe șosea. Sebi, aici cu băieții în spate. Băieți, cum e viața voastră? Foarte bun. Foarte frumos. Ți-am uitat numele. Cum te cheamă pe tine? Pe mine, Romi. Romi, viață bună? Da, de bravo, bravo. Ești un băiat bun. Bună treabă. Sebi, cât avem nemă spune unde trebuie să ajungem? 2 km. 2 km. Mergi cu cai ușor, așa ai? Le faci o încălzire, cum să zici, așa ai? Fii atent ce frumos să văd din spate amândoi. Mărci cifre, da? Pune pe șosea direct. Oi, scalul.
Așa, ca să nu, să nu ne scuturi la spate. Câți metri are căruța ta? Da? Sincer să spun, 5 metri 8 și 18 cm. Deci a, inițial asta e, asta e, asta e căruța de pădure. Ce am vrut să te întreb? Asta e căruța trainică, a? Asta am găsit bani. Cu asta ai câștigat pâinea cea de toate zilele. Și cu asta s-a dus bănuții în casă, da? Ia uite acolo berzele. Fiecare an, am zis-o 2 ani, nu s-au întâmplat cu omul, 2 pui și nu mai au venit. Cum ar veni amus 2 ani, amus 3 ani au făcut pui. După aia am zis el, după ce au murit pui, următorul an nu mai s-au întâmplat la locul. Nu mai vin. Doar trebuie să zic că dacă nocesc și fac ouă, ele, copiii lor, tot la cuibul ăla se întorc și fac pui, înțelegi? Așa. Așa, din bătrâni. Ține-i pe șosea. Mamă, să mai lăsăm și alții să treacă. Hai să treacă. Îi dăm unul ăsta. Îi dăm drumul și înapoi la alții. Poitul ăla. Poit. E spațioasă căruța mea, așa-i? Da. Ce zici? Tu ai vopsit așa? Eu, da. Hă? Asta nu rușine asta. Dar cu asta nu ți-e frică că se rupe, a? Să poate rupe ceva pe ea? Da, eu încolo, că am dat 1000 și ceva euro, numai capul de la vop, ce altul ăla. Aici, asta ți-e frână de picior? Picior, Sebi. Am de spate, am de picior, am de... Aici cu armă cu caii tăi. Dă-o fain pe mijloc, să nu dăm pe grob. Ferim din grob, dar și tu cu mașina le fereșită-le el. Da, pe eu cu căruța. Aia, dar vezi, pe mașină mai ai acolo telescope, mai ai, știi, mai ai arcuri. Eu telescopile mele, dar mele, cred că nu am pus vazelină, nu le-am... Nu le-ai uns. Nu le-am degrasat. Da, dă-ți pe drum de sau să merem, 2 km. Da. Ce? Ce să zic? Dai? Foarte fain. Apoi în pădure că mă duc. Asta kilometri, nu 2, 50 de kilometri, mă apăleg ele, o pătă și unul pe grupă. Mergi așa, 50 de kilometri dus, da. 50 întors. Acum eu înapoi viu pe asfalt, viu cu încălătură, nu pot vizit. Cu mă duc în mea aproape, știi? Te puteai duce fain pe șosea, mă, omule. Când? Acum. Că dacă n-am asfalt, nu mi-a făcut primarii. E, dar băi, ai spus că te întorci pe asfalt, tura, când te întorci. E vorba de la pădure, nu-i vorba la... E, nu acum unde merem? Pe unde mai aici suntem sub casă, mă. Aaaa, nu strigă! Bă, nu te grăbi, lasă-l! Lasă-l, bă! Nu, dar lasă-l! Lasă-l că, bă! Sebi, nu, vreau numai să-ți explic ceva. Ce? Și să nu uiți chestia asta ce ți-o zic eu. Bă! Bă, ascultă. Nu. N-are nimic. Dar ca să ne-a zis spatele calul, am dă pe mijloc că nu m-a niscut ură spatele, mă, omule. Hai, mă, ce șocuri ne dă, mă. Mă, fii atent, ascultă-mă, să nu uiți o vorbă de la mine. Și să o bați la cap. Păi el nu-l ninge, nu-l plouă. Să stea acolo fain, înțelegi? Ai dreptate dacă... Bun, atât, gata! ...spatele calului și dacă lovea mânzii. Bă, atât, punct, nu mai... Îl bagă pe cai și funcționează spatele calului. Înseamnă că are probleme psihice. Băiat bun. Băiat bun, dar să stea fain acolo până... O păză poate are ceva urgență. Și tu ai urgență. Și nu. Dar pentru asta tu nu l-ai claxonat. Înțelegi? Când avem probleme, îl claxonăm, nu există ceva laterale. Hă? Începe. Ce mă dăm pas, zici că... Oh, ce? Am băgat
parte din față am băgat 6.5 atmosfere. Așa. Pe spate 7 atmosfere. Când am ajuns la ariceu, bă, dar voi nu mă lați să fac. Bă, și m-am gândit așa de fac. Dacă hai, încarci. Nu, nu spunea de la vulcanizare, o să zebi, eu fug de aici. Să nu puște roțile. Să nu puște, da. El a fugit afară din vulcanizare. Da, mă, încă o anul ce geme, mă. Cauciucuri nou, geuri nou. Ne pușcă, pușcă, de încolo. Oradu. Este bine să păstrez cai. Aha. La profesiție în pe urmă. Dar și Radu e frumos. Ioi, mă. Frumă! Frumă! Oh, frumă! Asta-ți pietrele să ridică, pe toate pietrele, mă! Da, asta, da, mică! Hai, să mă îngăneam un pic de tineri, pentru că îmi place la maxim, și destul o pizza mică, înțelegi? Aha! E, da, și dacă pui lemne pe ele, pe ea? Pentru greutate, Cristinel, am și... Atunci se mulează, așa-i pe bolovan, nu mai joacă! Ha? Da, stai. Oricum cu greutate, trebuie să-l vede un pic de rost, dar... Uite, mă, cauciuc! Nu-i beton! Poți de la rost! Îmi dau jaca asta, doze, pe mine, că m-a putut căldurile. Fii atent aici! Îmi dau jaca asta, îți mulțumesc pentru ea. Auzi, aici eu am... Din Canada, să nu-i mai primit. Din... Dar nu s-a supărat colegul care s-a sau prietenul ăsta. Prietenul... Dar din dar se face rai sau... Da, dar din dar se face rai. Prietenul meu, Adi, el e... Îi mulțumesc foarte mult. El e din Negreștoaș, da? Prietenul meu, Adi. Și el mi-a trimis niște piese de mașină, da? Și mi-a pus gecuța asta în... Îi mulțumim foarte mult. Și am zis că ție ți-e bună, că mie mi-e un pic mică, știi? Aha. Îi mulțumesc foarte frumos și lui are la fel. Și am zis că să-ți o dăruim ție, că tu mai bine ai nevoie de ea la iarnă. Știi, când te duci pe căruță la pădure. No. Nu bine zic. Îi mulțumim lui Adi, mulțumesc pentru sprijinul acordat. Vreau să zic că m-a ajutat foarte, foarte mult și a fost foarte prompt. Mi-a trimis niște piese de mașină pe care numai în America le găseam. Oricum, îi mulțumim foarte mult. Domnul Adi tot timpul cu un gând către casă, acasă. Domnul Adi are fermă în Indiana. Fermă în Indiana? Deci în Indiana, în America, este un stat acolo. Da. Și... Acolo are el fermă. Are o fermă frumoasă de porci. Porci, oi, câini românești. Oi, da, tot la noi. Câini aduși din România. Din România. Și acum... E român, mă. Și acum vrea să-și ducă niște oi. Din România. Din România. Merino. Deci un om foarte, foarte fain. Nu vezi, nu-și cumpără oi americane, că-și cumpără oi românești. Lasă-le și el întrețin, dacă... Acasă, băiatul, eu fost fermier și acasă, mă gândesc. 100%, dacă nu era... No, dar bine, ăsta, acolo, la el, în America, pentru el e un hobby să țină oile și animalele. Da. Înțelegi? Sunt oameni foarte, foarte buni. Rar care dau oameni vie și nu știu să-i prețuiască pe care o fiind buni. Când avem oameni și sunt ca animale și oameni buni și ca animale bune, ca animale... Ne numim oameni tot. Așa. Sunt oameni care ajută, sunt oameni care nu uita de unde au plecat. Da. Și care dăruiește. Trăiesc cu credința Dumnezeu și Dumnezeu căzut ce trece, sunt mai mult, îi ajută și aia au lumina deschisă, o văd. Aia Dumnezeu e foarte bine. E lângă ei și lângă tău, lângă noi. A fost chiar realist din noi, ne-am zis că s-a întâmplat și în țară cu asta apă, mă, Doamne. Cu inundațiile? Multă, multă. Aici la voi la medie și odată inundație? Noi suntem într-un loc. Mai înalt un pic. Mai sus, un pic sus, dar așa ne-au greșit Tatăl Sfânt. E tăte ne-o ferit. Și de ce porumburi ce-o dat, care am bărăgare, mă, așa ne-o
oferit Tatăl Sfânt, Domnul Iisus. Nu putem să-i mulțumim, așa-i? Da, avem laudă față de Dumnezeu. Laudă față de Dumnezeu. Tata, nu putem să-i mulțumim, așa bun e bun. Cu mine unul și cu familia mea, toate mi le-o dărit în viață. Tata, sunt cel mai norocos bărbat din lume. Da, așa va, pota să aibă altul, tot aurul pe pământ. Am doi copii, mi-au lăsat Dumnezeu, o fetiță, un băiat, sănătoși, o familie frumoasă. Și animale care mă trezesc cu drag dimineața la ele. Pentru ei, pe inima ta, așa-i? Da, zice, apoi cum mi le fac, așa le am. Sur, cum e cântecul ăla? Surule, 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 surule. Omule, cu calul sur, măi. Nu mai sta cu ștraful în drum, mă, omule. Asta de unde o știu? O știi tătă piesa? O știi tătă sau numai refrenul? O să trage acolo mai departe, unde este o mândră frumoasă și bărbatul-i dus de acasă. Ați auzit? Ai, ai, ai. Este melodii cu calul sur, amu, doamne, este. Calul sur și calul negru, ăla e la moda, mă, mă. Ha? Da, Eusebi, tu... Mai bine ca mine. Eusebi, Sebi, tu ai avut mulți cai. Zic, ai avut multe, toate culorile de cai. Care se ia după culoare la putere? Sau nu, nu e neapărat? Nu, așa-i? Nu neapărat după culoare la cal, ca om. Nu întâlnești, nici nu știi că vine calul ăla și nu vezi și la concursuri. Că să-ți sunt căvache care ca și vine un căluț, nu se uită la culori. Nu știi niciodată, și animalele astea, așa mă noi tăne și azi să văd că se agită. Vine calul care nici nu te aștepți și face treabă care nici nu dai doi bani pe el căluț, înțelegi? Aha. Și vezi că sunt căluți de ăștia micuri, dar nu, sunt cai care are volum. N-ai ce să te aștepți. N-ai ce să te aștepți la mine, cam 70 de chile față de, cum ar să dăm exemplu tu, 100 de chile. Ceva normal, numai să vrei să rădici, că rădici mai mult ca mine. Deja eu am ambiție și nu m-o lăsa un pic, da? Depinde, n-o, atât am zis, depinde și voința omului. Dar n-ai oricum, ce-i mare, e mare, văd eu pe care. Ei doi numai să-mi piedică și să ducă în față, nu să tragă el. Se tragă ăștia doi din spate mai mici, să pună pe gerunțe, ei doi să se împiedice, să pice în față, să duce ce duc ăștia doi mari, nu. Nu vor mere ei, și cu vorba asta, nu rezista la drum, cum rezistă ea mari, ăia mici, că sunt ușor de drum și oricare. Mai avem mult până la destinație. Încă nu, 5 minute, nici 5 minute, după și mai aproape. Am făcut minutul la pășuni, era ca eu limis cai în gard electric. Acolo merem acum. Hai, aveți, eu mă duc eu, Minește, de așa v-a jucat alții, bă, dar cum îți rezistă ție cai? Cai am obișnuit, când e dimineața mai le dau trap, restul pe călduri, ia cu ei așa în pașă, vezi? Și nu pui niciun pe ea, e bun, e bun, nu mă vorbesc. Aha. Poi dolar. Da, da. Mai departe, unde avem o mândră mai frumoasă. Asta ce piesă mai e? Cine o cântă asta? Eu! Tu ai compus-o? Păi tu! Opu! Opu! Băi, Sebi, dacă... Sebi, ca așa dacă, să zicem, dacă te-ai îmbătat și ai cade în căruță. Chiar duce până în ăsta, stai? Smer, am tu și, nu că mă țin sfânt, că nu mă țin sfânt, că-s bărbat. Poate eu bărbat nu sunt când că-și mă vede sfânt. Am 30 de ani. Ține-l mai pe mijloc, pe, că nu-s grob pe mijloc. Păi mai bine mă, iau-ne, ia cum le iau caii, vezi ce mai le iau.
mă opresc. Ce vrea să facă? Să-și aia niște grisine. De unde? Ia și de la tante asta, n-ai știu, cum mă dări pe. Da, aici are magazin? Are magazin? Are magazin, da, foc? Nu, are magazin? Stai așa un pic. Unde are magazinul? Spate, dar nu are, nu are și de apă și de dintre astea. Nu, dar avem noi apă la noi. Apă plată, pusă de la aici, un flacon frumos, ia uite. Frumos. No. Da, se vii treabă bună, așa-i? Păi, auzi ce am vrut să găt acolo cu spusul. Eu să când... Vezi că am un țânțar pe picior. Uite-l pe interior acolo, uite-l. Bă! Oh. Taci, bă! Țântarul tău putea, ce-i cu el? Bă, omule, dar ți s-o pus pe ăla, bă! Iază, mă, bă, cât e? Oh, cât mă mușcă pe mine într-o zi? Oh. Oi, zolar! Bravo! Ho! Oh. Bine aici! Ho! Oh. Tu, Radu! Bine! Oh! Auzi, Cristine, să spun ceva. Când viu sara obosit din pădure, eu nu m-am neagăț așa de pleile. Când viu că vând lemnile pe sache, pe unde vând, pum, îngepleu, le dau drumul la cai, pentru că cum vreau ei, adorm, când știu eu, ho, jumătate de oră sau o oră, când știu că cam atâta, când îți obosesc caii, poate fac și o oră jumătate pe pășune, înțelegi? Numai pe pășune. Și apoi adormi pe pășune? Adorm. În căruță? Adorm, că când ajung podul, poate las că poate odată, e bine odată cu mine. Și apoi, să adormi? Da, mă adorm în căruță, adornim cu omul care îți mă pun în căruță și adorm. Și merg frumos, așa? Când ajung la podul ăla ca să ajung la asfalt, caii în față de pod ni se opresc. La asfalt? Când, da, când ies caii de pe pășune, ajung pe un drum de ăsta de pietriș, de balast. Așa. Când trec de pe pășune, de pe pământ, pe balastul, deja caii mei s-au oprit. Ei nu trece podul ăla, că ce să spun? E un pod care trec eu de pe pășune pe drumul principal, așa. Cum ar veni. Și e la drumul principal s-au opresc? Caii nici nu trec podul. Înainte de drumul principal, el s-o opresc. Asta ce înseamnă? Cu mințenie? Nu înseamnă cum s-o obișnuiți. Așa am obișnuit eu. Du-te așa, Bica. Așa am obișnuit. De ce nu se duc haotic să te omoare și dintr-o? De care faza? Vine în pas. Vine ca ai și s-o obișnuiți. Ce înseamnă o părere că ai dit asta bătrânii noștri? Cofo, bun, cum zicea bătrânul? Că-i bun, că nu-i bun, eu m-am obișnuit cu el, îi știu năravul. Și eu cu el mă lăs. Ia mă, ungiule, vinde-mi calul. Nu-ți-l vă nici să-mi dai o miliard. Oamenii când se obișnuiesc cu caii ăștia deja la mine de 2 ani. Vezi de-aia, eu nu mai mă chinuiesc. Alți crescători și căiești, știu. Până îi obișnuiești în părătia, păi te chinuiești. Că-i ba unul n-are pas, ba celălalt nu mere asemănător cu celălalt. Ba celălalt când îl tai stâng, nu mai te chinuiești. Chinuit. Și ce chinuiești aproape până ani de zile cu ei, până îi pui pe o părere. No, în care aproape născuți unul cu altul. Dar hai, trebuie să fie și obișnuit și să păsări. Că păsălesc ei că amul că hodiniți. Dar când îți obosiți, acolo contează cel mai mult. Ca alu când e obosit, numai trage numai unul. Și bate ruda numai pe un cal, că de pleu să stai, cu mâna pe de pleu pe el. Îți murge. Uite și mărunt. Da, e cum fac? Ia, da, el își duce câinele. Bă, dar te-ai putea câinele? E cum ăsta? Nu lasă povara unul la altul, știi? Bine, dacă nu erau ei unul după altul, nu uite, ce ai de suflet. Dacă nu erau cai, nici-ți bun. Dacă nu se păstăleau cai la mamă. Aici pe ăsta e jumătate de ham, așa-i? Da. Așa am vrut pe ei. Hamul care e cu tătu? Da, domnul Țiblea, n-a luat de la Rașa, de la noi, astea, anul trecut le-am cumpărat. La cât s-o ridicat? 70 milioane cu tătu, cu dumnezeirea, cum să zice. Cu căpăstru? Cu tătu, cu frâuri, cu căpăstre, cu depleie, cu tătu. Tot setul complex, cum a venit. Pe amândoi? Pe amândoi, da. O părere de care. Și cum sunt hamurile lui? Am umblat cu el la concursul, hamurile, pădure, noscop. Nu se fac eu reclamă la om, dar e piele nord. Nu le-am cumpărat, nu se mi că am făcut atunci, anul trecut. Ea, când am fost la Bixat, nu? Da, am făcut, pe amul le-am cumpărat, hamurile plecă de hamurile, copii, paparca.
păpășuni. Pădure. Tot, ce trebuie? Culcare. Da. Frumoase locuri aveți aici. Știi ce îmi place la satul mare? Aveți terenuri frumoase, pășuni frumoase. Și nu e așa agitație. Aveți și păduri frumoase. Puternic poate fi. Foarte. Sebi! Sebi, da. Ce se întâmplă aici? Nimic nu se întâmplă. Se întâmplă că am tras cu cei ăștia doi. Trebuie să-i facem pentru scândură. Să bagem cu mașina mare aici, că n-are cum să se întoarcă. Spațiu mic. Și femeia nu vrea să-i tropodească, să-i facă urme. Și m-a rugat frumos ca să-i le trag, să-i le scot afară. Ca să poată veni mașina, că aici se bagă mașina grea. Și are patru lemne și trebuie să șinez. Hop!
ziua de astăzi am gătat. Mi-am câștigat eu pâine la copii și la familie. Românii sunt mulți care fac exact ca mine. Și ne câștigăm așa, ne câștigăm pâinea, nu, ce să facem? Nu pot zice că am ce mare lucru am făcut. Dar cât de cât am mai făcut. Așa ceva lucru și la pădure, când le abat lemnile cu ei. Așa lucru cu ei. Exact cum am eu la femeia asta. Care a venit din Italia. Sebi! Ieșim noi la margine și mai filmăm ea pe pășune și până e zi. Nu, că așteptăm un pic. E gravă? Domnul Ion? Nu. Hai, lasă-l acolo. Pe care pui la căruță acum? Te duci tu înainte și noi venim un pic după voi, sau cum facem? Ai bine, te ajută mama, că nu ți-a fără. Gata, ăsta-i gata. Bravo. Mai avem ăla la alt? Da, nu vreau să nu-i urmă, domnule. Da, nu-i urmă. Nu te mai vezi, nu te lovesc rândul ăsta. Nu te mai băga și pică. Nu, ce? Ne vedem la tine, Sebi. Ne vedem, sănătate. Bere, rece. Rece, bere, de tăce, mâncare. Oh, tric, tu! Nu de pe tine, mă. Că nu de, lasă-mă. Mai lung leagă-l, că tare-i să vrem. Așa. O rămas cu cine Cristi cu mașină. Împotmolit? Da. Domnul Cristi. Mai ieșire, da. Nu. Sebi, Sebi. Vezi că mă dau în spate?
Adinea ori am ieșit de unde au avut trebuie de lucru cu lemnele. Din păcate, domnul Cristi a rămas împotmolit. Și să vedem. Acum, domnul Sebi, o să poți să-l tragi afară? O să-l poți? Eu nu, calul, da. Te rog să prinzi și tu de ăsta. Tau, trag taful, Cristinela, am rămas taful, ho. Ho, rămas taful în pădure. O rămas taful, să tragem afară. Bă, Sebi, ăsta a vrut să suie calul sus la mine pe, pe remorcă. A vrut să suie mașina pe remorcă. Domnul Sebi. Foarte frumos. Foarte frumos. Dă-l un pic, domnul Sebi, dă-l un pic, te rog, așa că. Dă-l un pic către șanse, te rog. Domnul Cristi. Ți-o stricat spoilerul? Nu s-o îndoit un pic. Ăsta e mașină, mașină? Am eu, le dau astea. Astea care joase, le dau. Le dai? Am una care de pe motorul și asta le dau și mie una. La și... pădure strabă un pic de mașină mai înaltă. Și o să ne dai cu alea? Dar cum? A, ne plimbăm cu ele? Sigur. De-abia aștept, domnul Cristi, să ne plimbăm cu mașina ta. Am avut un Jeep cu volan pe dreapta, da. Ia-ți cu volan fain pe stânga. Stânga, e pe stânga, da. Să stăm fain în mașină, să nu ne stresăm. Să putem aer roată pădurea liniștit. Da. Sper că n-am făcut mai ceva pană. Se mică bună treabă, hai! E sportiv, tata? Da, foarte sportiv. Păi mai ales că ai tu grijă de ei. Trebuie cineva să aibă. Foarte bine. Că oamenii ăștia spine, poți mai facă copii. Dar nu mai vrea verișoara, nu? Dar sincer, domn Cristine, vă place cum arată? Da cum? Toată lumea care știe cine a făcut ca aici. Dacă nu le dai ce le trebuie când trebuie, nu se iai niciodată. Domnul șef, domnul Teli, îi se face sub salariu. Îți face ție? Dar am, domnul Ion, dar acum nu se poate. Am înțeles. Dacă știi bunit, nu se poate. Dar acum nu se poate, nu, nu poți să trăi cu aia. No, sar sus pe căruță, te rog.
Domnul Sebi, cum te-ai venit așa repede? Cu caii, Cristinel. Ai galopat un pic? Bravo! Bravo! Sebi! Așa, așa. Tare mui, eu nu duc în pădure să o folosesc. Tânjaua, înțelegi? Dar în general... Am cum o lemn, e mai gros, să înțelegi? În doi, pus, în fain? În doi, mere mai bine, că o să-ți lemnile un pic mai gros și dacă tot ai fost, ai venit pe la mine... Trebuie să luăm tânjaua. Eu nu știu, întrebați-l pe Sebi, că eu nu iosc cu tânjaua. Aveți grijă la copil, că e în spate. Hai, las tânjaua, jos. Acolo, de ce? La locul ei. Da, o lua tot tânjaua singur în spate. Ăsta ca un zimbru, șai? Da, mă, omule. Ce televizor ți-ai tras acolo, mă, deasupra, la toalet, mă, la budă? Ho! Ha? Eu un vec, ho. Eu am crezut că ți-ai tras acolo un televizor, mă, să te uiți din grădină. Când îți meciurile. La până aici, știi, și am cameră când fac aici probe să vadă trece nică. E, noaptea? Seara, când da, pe umbră, nu să nu transpire ca... Auzi, Cristine, vreau să-ți mai spun, dolărelul vreau să-l pun, să-l învăț la lemnele astea. Pe cuvânt, da, mamă băiețe, au venit romii aici, vărul, băgăm caii înăuntru și după aia o să-l băgăm pe dolărel. Pămânsul care... Îți place cum să... Da, el e dolar mic, da? Da, el e copilul lui dolar. Dolar mic, ăsta e numele lui. Dolar mic, bun. Niciodată nu uiți cuvântul mic din spate. Sebică, nu te pune mâna pe dolarul. Pune mâna. Te-ai că nu se frică de dolarul. Te-ai să bine. O, Radu. O, dolar. Un cal foarte bun, foarte cuminte. Tot ce vrei la calul ăsta. Altceva. Cămânța aia. Așa, așa. Le are pe toate și... Să-i dea Dumnezeu sănătate să mai poate să-ți mai crească cai, să aibă cai. Aia, domnul Sebi. Da, sunt poate să aibă cai și poate să, fără mâncare, nu au condiții fizice. Deci asta e. Deci cai foarte de... Dar fără el nu se face nimic. Fără Sebi? Nu, normal, nu? Am înțeles. Bine, și fără mine dimineața. Că, seara, nu se explică. Auzi, Sebi? Nu-i ceva corect? Eu îl respect foarte mult. Apreciarea contează mult. Ce Sebică? El e patron acasă. Ha? Păi el mă gospodăresc. Noi doi. Și cu romii, bineînțeles. Și noi trei. N-are rost să umblăm cu fărfărlica. De-o fărlica se zice? Noi trei. Bă, lasă-l pe Sebi. Auzi. Nu un pic, Sebi. Sebi, nu un pic. Mă auzi, Sebi? Sebi! Da. Cum ai spus? Tu ai spus bine, mă. Cum ai spus? Fufârlica? Da. Fufârlica să fie, mă. Așa, mă. E bine așa cum ai zis. Fufârlica. Am ajuns acasă că... Nu că nu am vrut, am vrut să-l pun pe Radu. Că Radu umblu cu el. Că poate zice lumea, mă, oia avea vorbe. Știi că de ce nu l-a pus pe Radu? Că Radu nu-l place. Dar pe dolar și pe negru vreau să-i învăț la greutăți, nu maxime. Pentru expoziție. O obișnuiască la expoziție, la tracțiuni, să-i învăț pe ei. Are altul sânge ca Radu. Nu Radu, nu că nu-i bătrân, dar Radu nu-i place, nu-i place, ce să spun, nu-i place lui să fie grăbit, să fie calul. Are sânge, n-are sânge așa sânge, e bun așa de cal. Are sânge, da, mai liniștit. No. Acest cal va fi cu acest cal. Ce mai frumos cal. Aha, pereche? În pereche? Da. Opo. Bun. Poți să-l mărci și să-l duci. Du-l. Mulțumim pentru filmare. Și eu îți mulțumesc mult. Pentru răbdare, domn Marian. No, acum desfacem pe Tarzan, îl bagă înăuntru. Pe a doi cai am desfăcut, Cristi? Zi, cai oarecum ceilalți care i-ai prins la căruță,
i-ai dus la o plimbare, cum să zici, așa-i? Am rugat frumos, Cristine, nu vreau să se înțeleagă că ce wow, foc, nu fo, nu, fo lemnile este jar de gorun, nu fo bucă de grele, nu zic că nu fo lemnile, nu fo nici prea ușoare. Și mă rugat femeie, bă, Sebi, când ai o zi mai liberă și nu meri sus în pădure, te rog frumos, ai și tramiele de acolo, zice. Și mai acolo pe capăt și o că cu timpul vrea să le ducă să vină ceva băiat de-a lui cu mașină mai mare, să cheme acolo că acolo e lăpai, știi? Lăpai, să zice, e un teren mai mole, înțelegi? Ce zici? Castraveți de la mine din grădină, da. Și-i plac castraveți, goi mănâncă. Cine, du-te spală, du-te pe spatele meu. Mănâncă-l tot. Ce? Du-te spală la robinet. Du-te la robinet repede și spală și adu-o aici. Și la Cristina îi trebuie. Nu, hai, fugi repede. Vrei să te cu căcetul și apoi... Nu, du-te spală-l, ca pe după aia povestim. Da, domnul Sebi, deci... un pic de activitate. Trage negru încolo, te rog. Fugi. Bravo. Domnul Sebi, aici negru tău? Da, cum am zis înainte, vreau să găt... Fraza? Faza care a fost. Mă rugam frumos acolo un pic mai lăpai, înțelegi, un loc mai mol, mai mole și să bagă mașini, cai și cai să scufundă, înțelegi? Nu fine. Ca și cai, în fine. Și am tras lemnile aici pe capătul ei tare ca să poată să le poată aici, în casă și le ducă femeia, înțelegi? Aici în spatele tău? Da, mă, cu Tarzan un pic și cu... Tarzan de? România, nu? Tarzan de România. Eu le-am pus numele împreună cu tine, că mi-a plăcut și faza care ți-am explicat-o, sau vrei să-i explic la toată lumea? Nu, e corect. Da, și... Stau și de pe el, mă. Costos un pic, am avut niște monche cu el. Așa? Sebi, din câte am înțeles. Zic că din câte am înțeles, nu, așa. Din câte am înțeles, anul ăsta ai montat mai mult ca anii trecuți. Anul ăsta chiar că am montat ca nici într-un an. Că am avut la discreție... Iepe, dar și ormăsarii, dacă au fost mai mulți, au avut pe toate cerința, dacă i-o trebuie șarg. O fost șarg, dacă i-o trebuie sur, o fost sur, dacă i-o trebuie negru, o fost negru, dacă i-o trebuie roșu, o fost roșu. Am înțeles. Toate culorile de hărmăsar. Cu care ai mânta cel mai mult? Cu bretonaș. Așa. Și cu negru. Am înțeles. Pe dolar mi-am avut cerință la dolar să montez, dar nu prea-am preferat ca să montez cu el, fiindcă dacă începem concursurile, le zăpăcem și așa, el e un pic mai stresat, agitat. Că când între oameni ai văzut ce lejerâi. Dar când între oameni ai văzut ce liniștit stă când îl pui la căruță. Când între oameni în expoziție, vreau să zici că e mai stresat. Da. Când e așa stresat, când între oameni și agitat, dar numai e o 5 concursuri în coace așa agitat. Între oameni zici că e teroare cu el, nu? E așa, bă, alții văd că, bai, că, dacă a luat acasă, nu-i, mă, să se înțeleagă, că a luat acasă, e cu minte. Și în pădure, pe lucra Cristine, el, ai văzut, am plecat lemn, n-ai zis cum o sta calul. La lemn, nu o agita, nu să sară sau să facă prostii, nu. Așa el, e agita, calul, fă, hălit, calul, poate și spăriet, poate și bătut, între oameni, nu se știe. Nu pot să știu, nu, ce să zic. Uite, el îmi bătut, el nu-mi trebuie. Mulțumim. Ceau. Nici pe el nu prea l-am pus la tracțiune, acum, sincer îți spun, dacă am montat cu el, Cristinel, am mâncat eu un pic, îi pun un pic la... și la pădure umblu cu Radu și cu dolar și pe negru mult, dacă s-o stors un pic, am să băgăm pe mânzul ăsta, nici un an n-are. Vreau să bag, am dat și... Ca să băgăm pe mânzul ăsta. 5 luni are mânzucul și am zis că vreau să băgăm la lemn. Ca să băgăm pe mânzul ăsta. Ma, ne punem și cu mânzul, cu dolarelul, are un an jumătate mânzul, înțelegi? Și ne punem un pic. Cu mânzul să ne jucăm un pic cu el, ca cu câinii, ca cu animalele astea de companie. Ne jucăm cu el, nu dintr-o dată să pui mânzul, nu pot să zic, am mai pus încă un singur lept. Acum am mai legat un butuc de ăsta mic, nu exagerat. Astăzi îl prind un pic, iară peste 2-3 zile sau o săptămână îl mai prind, când am timp, nu, îl mai prind încă un pic. Nu, el nu-i as încă, dar încet l-a prins la căruță, am pus am un pic pe căruță, am văzut că merge frumos în căruță. Așa, nu în fiecare zi, tot a doua, a treia zi, când am și un pic timp, când mai mă ocup de el, dar mă ocup de el, asta e principiul că mă ocup de el.
Hai, mă, sucet. Hai, mă, zuc, hai, bă. Hai, bravo, tati, bravo. Observ că el nu-i potcovit. Păi el, pe când o să-l potcovești? La jumătate, mă, tătule, copil. La toamnă, toamnă. La toamnă, lui, polui curățam și-a mai trebuit. Întoarce rău, micul. Bravo. Lasă-mă sufle, măi, mulo! Lasă-mă sufle, măi, ala, măi, că nu-i cald bătrân, care trage în pădure. Merical, merical, Andi, mericalule! Hai, hai, ce, măi! Hop, puf! Ola, tatăl! Mai facem o tură, așa, o încălzire. Hopalo! Hop! Hop! Încă mai întoarce-le și vi le aduce și pe ăsta și gata. Întors frumos. Hop! Hop! Lasă! Cea! Hop! Nu lasă și cu bucul ăla. Hop! Întoarce, nu puteți întoarce, ce vine, vine mâna apoi. Hop, încet, încet, dai că vine. Cea, mă, cea, cea, hop, odoră, bravo, încet. Da, bine, vă rog, așa-i înapoi. Hai și luăm legat înapoi. Sebi, îl aduce și lasă-l așa, desleagă-l, e ok. Ca să-l aducă leg, tot trebuie să le leg și eu altul. Să se leam de la altul ca aici, știi când îl... Va ieși, nu, da? Eu nu-l agit încă, ne lăsă să crească, știi? Dar un pic trebuie învățat, ca să vedem ce e el. A fi ceva el, n-a fi. E mutalăs, e mutalăs, e mutalăs, nu ai umblă, așa încet, rup frumos. Și hamul ăla nu-l văd tare bine, stai un pic, că trebuie să mă duc să răzic, dar nu mă nu văd. Stai un pic. Hai, tătucă, hai! Hop, hai, hai! Hop, hop! Hai, ce bravo, calul! Gata, trebuie desprins! Cristinel, îți mulțumesc! Cred că treaba bună va fi cu el. Mă duc să-l încălzesc un pic, cum fac eu. Așa linișisesc cum e Gagibul. Hai, mânz! Hai, Gibul, hai! Hai, Gibul, hai! Hai, da, bravo! Hop, hai, Thank you.
Hop, fajna. Hop, hop, bravo, hop, hop, bravo, hop, hop, bravo, bravo. Hop, fajna, po prostu wodę do góry. Na, hop, hop. Hop, ty. Fajna, frango sobie, hop, ci spoledzie, frango, hop. Na, hop, bravo. Hop, czurwa, po czuru. Hop, hop, hop. Sam na tej liniści. Kazu. A co Kristi? Na. Opsur. Opsur. Ja powiem to na palę. Hop, tu robię to. Hop. A mój Kristi, a się trzeba adusa się mądrze się lębacę. Hop. Na, hop. Hop, hop. Na. Hop, hajna. Hai dolari ala. Hop. Hai mânzule, bravo. Hop. Să se înțeleagă că vreau să vadă lume. Te-ai liniștit, amu? Un an jumate, ghinzi de lapte. Când am adus așa spărietă, el mi-a rupt tricoste. Așa am pățit cu el. Așa-i, mă? Ce a spărit o foc când l-am adus de acolo? Odată când se-l scot afară pe o portă la om, s-o spărit, m-o tras. Pe noroiul ăla pe acolo? Pe noroiul ăla și m-o tras după el acolo. Pe iarnă am alunecat și nu l-am vrut lăsa. Când o dat cu piciorul, mă de atunci crea din sufletul, nu o dat un picior la mine. Ai văzut cum l-am adus? Mircea nu mai le recunoaște mânzul om. Da. Că nici tu nu mai recunoaște dacă foarte frumos. Nu ajunge aici. Foarte frumos. Și se poate uita oricine la Mircea pe filmare când o fă mânji, să poate vedea ăsta-i mânzul care a fost atunci, dar care îl mai cunoaște. Tatăl meu zice că e urechios, urechios. Uite, i-am tăiat cam, de asta s-a văzut urechile și calul e mare, înțelegi? Și va fi mare și a ieșit un cal mare din el. Vreau să-i salut pe toți prietenii noștri, chiar și crescători și care ne urmăresc pe noi, și pe mine, și pe tine, și pe toți colegii noștri care ne ocupăm de meseria asta, de virusul ăsta, asta e un virus. Asta e mai puternic ca COVID-19. Dar la asta nu trebuie mască, nu? Nu, stracă, ei te acceptă și cu mască și fără. Cameri îngrași, grâncă, zăscai, nu mai strabă mască, nu strabă nimic. Ei nu știu de mască, nu știu de nimic. Numai să merg să le duci ce le trabă. Cu ocazia asta, uitați, am zis că vreau să-i salut pe toți prietenii și din străinătate am niște prieteni care ținem legătura. Pe care îi cunoaștem și pe care nu-i cunoaștem. Pe care îi cunoaștem, care nu-i cunoaștem. Le dorim tot binele din lume. Să nu uite de unde au plecat. Să nu uite de țara noastră românească. Și să învețe și pe copiii lor. E țara lor de unde au plecat ei cândva. Țara noastră e frumoasă. Te felicit pentru ceea ce ai zis acum. Țara noastră e foarte frumoasă. Și chiar că sunt mulți care, că nepoții mie nu mai se vor întoarce înapoi, dar de ce să nu să-i rușine de țara unde au crescut părinții lor? E o țară foarte frumoasă și trebuie să ne mândrim cu ea. Că noi nu suntem mult așa pregătiți pentru ea, poate suntem mai pregătiți și cineva, noi muncim și altcineva de sus, de acolo, își ba joc de munca noastră. Hai mânzule, hai. Hop, hai. Bravo. Doamne, eu mă duc la obstacole. Eu mă duc cu tine la tracțiuni. Ce? A, tu ai fost urba. E un pic mânzul obosit. Pentru că e așa că mi-am dus, ai văzut, când am dus cu el și nu prea l-am scos. Am zis că dacă tăi mergem la o plimbare, zic că îi scoatem
Îi scoatem pe amândouă, pe tăți, înțelegi? Asta nu scot, asta. Îmi place el, Cristinel, că e rotund la copii, la copice. Am văzut că a... Hop, hop, ia uite că mai... De ce pune un mă, da? Păi, dacă îți trebuie să vrei, eu am bocanci, dă-i mă, bă, pui un cule. Bă, ai văzut ce? Eu o de vină. N-are nimica. Sebi, Sebi, bună treabă. Mă, dar păi, dar ce mâncă-n el mai moale, fă. Mai moale ca pământul, așa e. Da, mă, Sebică. Da, te văd, dar păi tu... Uite, la tine câte chile ai tu pe lângă mine, mă, dă tu. Zică, Sebică, ce? Are copiță frumoasă, cum l-am văzut eu. Ce? Dar din prima l-am văzut, dacă... dar cum? Oh, bravo, că dacă avea o potcova, așa cred că m-a, așa urmă îmi lăsa. Cristinel, mă bucur, n-am vrut să cred că o să fie așa. Am știut că la mine pe mână, nu că să mă laud, dar eu umblu după animale, cât pot. Fiecare umblă, că nu ține omul să țină. Este că nu ai posibilitatea să așa bine să-l întreții. Dar tot ce-ți bați, să faci, să știi că ai posibilitatea la animale ca să le întreții. Hop, hop, o țurmă bună. Bravo, mă bucur. Și mă bucur că n-am vrut credit că ești așa marfă el. Când l-am văzut acolo, cred în sufletul meu. Da, chiar că e frumos. Prea m-o tentat. Dar zi, pe Cristinel, pe zi ce trece când mă duc în graj la el, când mă duc... Ți-i tot mai drag de el. Bă, mă duc pe lângă el și tot mă pun, mă, tot mai înalt, mă. Cât, Doamne, mai crea și animalul ăsta. Dar ți-i tot mai drag de el. Bă, mi-e drag că îl văd că avansează așa. Înțelegi? Avansează așa până creșteri. Cu mare plăcere știi că dai mâncare la un animal și vine și verișorul. Mă, Sebi, tu știi ce cu minte e mânzul ăla, mă? Tu știi cum mă duc? Băi, Cristinel, când l-am adus, nu l-am putut ține de ori, mă. Așa spărie, de o fomă. Doi oameni nu l-am putut ține. Nu s-o ocupa nimeni el, înțelegi? Mă, spărie, n-ai putut mea la iasle, te trebuie să-l ocolești. Trebuie să bag un raci acolo între el ca să nu te bolnădească. Până l-am lăsat afară în boxă, l-am lăsat acolo, acolo s-o muietu, i-am dus în fiecare zi, eu cumpăra la soția niște zahăr și o măzberișorul meu și tot i-o dat cu pumnul cu zahăr și tot l-o... Hai că mi-am adus aminte de ceva, hai mai aproape. Apropie-te. Ce mi l-ai adus? Ăsta nu cred că s-a mâncat la ochiuri, așa-i? Nu, mă, nu se mâncă la ochiuri. Ăsta nici pun. Câinile meu nu are da, așa lanț. Da, e de argint. Foarte, asta e lanțul. Mulțumesc foarte frumos. Sebi, ăsta e lanțul meu de argint și eu ți-l fac ție cadou. Mulțumesc foarte frumos, Cristinel. Mulțumesc foarte frumos. Acum nu-i de aur, dar e de argint. Eu o să-l pun în gât. O să-l port așa, că e frumos. Și o să... L-am purtat eu când am avut 20 de ani. Da, de la 20 de ani nu l-ai mai pus? Am mai pus așa, dar rar. Să băgăm în un pic. Dar nu trebuie, că e foarte... E curat, cum? E curat, nu? Că e curat. Uite, că se vede că e curat, dar... Mai tare să albește. Ia, hai să-l încerc să-ți pun la gât. Tu la gât sau îl pun eu? Încerc eu să-l pun. Da. Că-l pun eu. Fii atent, îl întinzi așa. Așa. Da, mai rău ca... Așa și ți-l bagi după... Ca domnul Gigi Becali. Ți-l bagi acolo după ăla. Mă trage în gât, mă trage jos la vale. Așa. O fi mai greu, ho, țuruc. Lasă-l. Trage-l aici. Hai. O vreau să vină la tine. Hai. Ho. Vedem ce cu minte. E frumos. E frumos el, copile. Nu trage-l încolo. N-are tendință să dea cu copita din față, vreau? Nu, nu, nu. Dar nu știi niciodată, n-ar avocailor. Că cu cât ești mai sigur pe animal, de-aia am zis. De-aia nu știi niciodată ce pățești. Hai încă un metru. Hai că avut. Sebica, mereu să vedem oițele tale. Plecăm la oiță de aici și după aceea trebuie să plecăm la un prieten care ne-a invitat pe amândoi. Nu bun. Dacă ești pe zonă, să mergem până la... Hai să mergem să vedem oițele tale, bine? Plecăm. Hai da.
De la noi. Și astea alte... Astea le-am cumpărat ca să... Le-am cumpărat ca să le ai. Să le am eu și să le am pe căcasă. Am avut oi, ți-am zis, dar le-am vândut. Am preferat să rămân cu caii. Astea am zis ca să le țin așa să am pe căcasă aici, la casa asta aici. Din laterală. Căsuța. Aici îți mai ții animale, așa-i? Aici mai ții. Căluțe mai scos și bag în boxa asta aici mai... Hai, da. Și apoi astea am ținut, astea fac fată câte doi mei, câte unul. Păi le țin aici. Aici am crescut și mânzul ăla, la alt pe Breton, pe Dolorel. Acolo în spate, pe pășunea? Bă, acolo am ceva lucernă, da. L-am ținut în spate, am pus gard electric la el. Îl mai bag aici în boxa asta, aici în laterală, câteodată. Aici e o casă, așa că aici am ținut cândva oile, știi? În laterală din câmp, de sat, foarte aproape de ultima din câmp. Treabă bună. Treabă bună. Sunt un pic mai speriați de ele, că cine au fost, la cine au fost oile. Nu a fost, nu s-a ocupat. S-a ocupat el dimineața, mi-a dat la serviciu, le țipa la oi, înțelegi? Le țipa în raci și atâta a fost tot. E mare deosebire între mine. Oaia noastră pângasă de carne. Da, noastră e frumoasă. Toate sunt frumoase. Am o primii mei. Tu de-așa și stai acolo, trebuie în colțul ca să... Stai acolo.